și apărarea drepturilor femeii. Pentru anul premiul și a citit nominalizată, le invit scenă pe Daniela, redactorul șef al revistei Avantaje, Daniela Părăuță-Ierescu, a fondat-o, a muncit-o, și a fost este premiul care în fiecare an îmi face mare plăcere să-l prezint, pentru că de aproape 20 de ani eu însă îmi trăiesc de pe urma femeilor și este evident că trebuie să le mulțumesc măcar în felul acesta. O să vă spun că e foarte greu să găsești în România asociații și organizații care să militeze pentru drepturile femeii. Veți găsi multe care militează pentru drepturile copilului și e o ordine un pic nefirească, pentru că întotdeauna în spatele unui copil părăsit, abandonat sau în situații de derivă, se află mai întâi un părinte în derivă, un părinte în dificultate. Întotdeauna voi spune salvați părinții înainte de a salvați copiii și, evident, salvați mamele. Câștigătoarea acestei categorii este Dita Deppner. A venit tocmai de la Brașov. Ceea ce vă spun, dar zilnic mă lovesc de poveștile horror ale mămicilor care nu au reușit să nască natural sau care au reușit, dar cu anumite traume și care nu au fost ascultate și a căror voce, efectiv, nu a fost luată nici măcar în considerație. Eu sunt acea voce care strigă după ajutor, acea voce a tuturor femeilor care au trăit, efectiv, traume la naștere. Sunt vocea tuturor acelor copii care vin în această lume și care sunt despărțiți în mod brutal de mamele lor, chiar din primele clipe de viață, iar drepturile lor nu sunt efectiv luate în seamă. Am fost nominalizată pentru acest premiu care cred că mă va ajuta să continui munca, pentru că proiectul meu de suflet este să înființez o maternitate în care aceste lucruri să nu mai fie luate în derâdere, ci pur și simplu acceptate ca o normalitate. Pentru campania noastră de vizită de scăpări și prevenirii fenomenului de violență obstetrică din spitale și pentru demersul de a crea prima maternitate din România, care să apere dreptul mamelor de a naște în condiții decente, ferite de manevrele impersonale, dezumanizante și brutale. Revista Avantaje o decernează trofeul anului 2016 la categoria Apărarea și promovarea drepturilor femeii, doamnei Dita Deppner. Felicitări! Mulțumesc! Sunt copleșită. Pentru că îmi dau seama că munca mea nu e în van și că prin vocea mea, care de obicei e considerată foarte rebelă, se aud acele strigăte de ajutor ale mamelor care încă suferă traume la naștere, pentru că nimeni nu ne vede. Mi-am propus și le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit că pot face ceva și datorită lor sunt astăzi aici și primesc această distinție, pentru care vă mulțumesc mult. Mi-am propus cu ajutorul vostru să creez acel loc în care să ne simțim în siguranță și să ne primim copiii așa cum ar trebui să îi primim, cu mai multă blândețe și cu mai multă iubire.
pentru că contează cum ne naștem copiii. Îmi cer scuze că am foarte multe emoții. Și aș vrea să te ajut eu și să te întreb în ce stadiu ești cu proiectul tău. Prima maternitate care să vină copiii frumos pe lume. Este un proiect care cred că o să le realizăm în maxim 2 ani. O să se numească Sanctuarul Vieții, pentru că toți dintre noi putem face ceva. Pentru că sunt convinsă că în ziua de astăzi există atât de multă violență încă în lumea asta, pentru că totul începe de la naștere. Și vă mulțumesc dacă vă implicați, pentru că suntem o mulțime de femei care ne dorim asta. Unde găsesc informații? Unde găsesc informații cei care vor să se implice? Pe site-ul meu, vitaldetnor.ro. Vă mulțumesc mult! Perfect! Mai.